Senatorul PSD Nicu Șercionoiu a declarat în cadrul unei conferințe de presă că, în momentul de față, nu se poate discuta punctual despre PNRR și nimeni nu știe deznodământul acestui proiect. Reprezentanții PSD doresc ca toate comunele, indiferent de culoarea politică a primarului, să poată accesa proiecte prin PNRR, iar cetățenii să se bucure de investiții. Bună ziua și bine ați venit la conferința de presă a Partidului Social Democrat. Astăzi mai multe teme avem pe ordinea de zi, să vă transmitem și să informați cetățenii județului Călăraș. Alegerile locale parțiale din 27 iunie sunt, să spunem, pe ordinea de zi a Partidului Social Democrat. 2. Domnul senator Nicu Șercionoiu vă va informa despre programul de reziliență și redresare pe care guvernul condus de premierul Câțu l-a adus în Parlament și a încercat să facă o figurație pe care domnia sa îl va explica. Iar domnul primar Marius Dulce va aduce la cunoștință proiectele pe care municipiul Călăraș le are astăzi, le pune în practică cu problemele pe care s-au evit și contestațiile pe care dumneavoastră ca ziarești le cunoașteți. Eu aș vrea să vă informez că am lansat candidatul la Cuzavodă pe Maria Mlășeanu sâmbătă la ora 11, iar sâmbăta asta care urmează vom lansa și candidatul în Comuna Frumușani. După măsurătorile politice considerăm că ambele localități le vom câștiga. Cred că la momentul ăsta am făcut cele mai bune echipe care să ajungă să convingă cetățenii că echipa propusă de noi și candidatul propus de noi e cel mai bun, care să conducă administrația și să aducă, să spunem, cetățenilor proiectele pe care cetățenii din cele două localități le așteaptă. Să vorbim astăzi dacă ar fi de ce înseamnă, să spunem, ceilalți candidați, îi respectăm pe toți, sunt toți cu șanse de a câștiga, decât, să spunem, astăzi partidul e cel care ne dă prima șansă fiind cotat după măsurătorile politice la 40% în localitățile Frumușani, iar în Cuzavodă 39%, măsurători politice pe care le-am făcut pe partid. Bună ziua! Bine v-am găsit la conferința de presă. Aș fi vrut astăzi să discutăm punctual despre anumite investiții sau despre investițiile pe care, să spunem, comunitatea din Călăraș le-a cerut sau le dorește în funcție de proiectele pe care le-a făcut. Îmi pare rău că nu putem să discutăm nici punctual, nu putem să discutăm nici despre PNRR, pentru că nimeni dintre noi și nimeni dintre cei de la putere nu cunosc adevăratul deznodământ al acestui program de reziliență. Și, cu părere de rău, nu am nicio dată concretă vis-a-vis de dezvoltarea uniformă, să spunem, a satului românesc, vis-a-vis de dezvoltarea uniformă a orașelor românești. Nu știm cum sunt repartizate fondurile în acest moment pentru aceste proiecte. Știm doar că există o poveste frumoasă care are înglobată în această poveste foarte multă consultanță. Știm că în momentul acesta trebuie să ținem cont de anumite lucruri care sunt prietenoase cu mediul, să spunem așa. Deci partea de autostrăzi, partea de proiecte grandioase care trebuiau continuate, nu știu în ce măsură se pot rezolva. Lăsăm la o parte răutăcismele, eu, din punctul meu de vedere și al echipei noastre, al PSD-ului, dorim cu ardoare ca aceste proiecte să finalizeze. Dorim să fie o decontare corectă către toate comunele, indiferent de apartenența, să spunem, politică a fiecarei comune. Dorim ca fiecare din cetățenii acestei țări să se bucure de aceste investiții și de acești bani. Consider că în momentul acesta, partea noastră, să spunem, a județului Călăraș, este destul de acoperită ca și proiecte. Există o sincopă mare care trebuie rezolvată cu ajutorul acestui guvern, aceea de a finanța. Finanțarea acestor proiecte pentru noi reprezintă o mare sincopă, pentru că trebuie într-adevăr să ne gândim la o infrastructură de învățământ, la o infrastructură în sănătate, trebuie să ne gândim cu în adevăratul sens la copiii noștri, pentru că dacă vom dori într-adevăr ca acești copii să rămână lângă noi, dacă ne vom dori ca specialiștii să rămână lângă noi, într-adevăr, trebuie să ne gândim la aceste investiții, pentru că trebuie să le asigurăm condiții de trai normale acestor oameni, condiții de salarizare corecte și oarecum echivalente cu cele europene. În momentul acesta, cred că la nivelul guvernamental
se caută soluții și ar trebui să se și găsească că această dezvoltare uniformă, să spunem, a întregilor localități din această țară, să se facă într-un mod corect. Până în momentul acesta nu avem niciun semnal care să ne aducă spre un rezultat, să spunem, fericit. Nu avem niciun rezultat pentru că în momentul acesta datele sunt oarecum diferite. În momentul acesta așteptăm ca acest program de reziliență și redresare să fie aprobat. Așteptăm, poate vom încasa acel avans, să vedem în ce măsură acești bani vor pleca și unde vor pleca pentru dezvoltarea acestei regiuni a noastră. Din punct de vedere, să spunem, al demarării pre-campaniei electorale, vreau să vă spun că și eu sunt încântat de modul în care am ales, să spunem, candidații pentru cele două primării. Am ales oameni care lucrează cu oameni, oameni care provin dintr-un mediu real, oameni care știu și cunosc greutățile cetățenilor și considerăm că putem avea o competiție corectă, avem o competiție adevărată, în așa fel încât cel mai bun să câștige. Domnule senator, la un moment dat se discuta despre o greva a parlamentarilor PSD, tocmai din cauza PNRR-ului. Mai este reparabilă sau? Nu, pentru că, din punct de vedere echipă, am considerat că nu este cazul în acest moment să întârziem și noi, pentru că opinia publică și toți ceilalți participanți vedeau acest gest al nostru ca un gest oportunist și atunci, în momentul acesta, ne-am gândit că este corect și normal, cu toate că, să spunem că cei de la putere nu s-au ținut de cuvânt, am lăsat lucrurile să decurgă normal pentru a se depune cât mai rapid, tocmai pentru a câștiga cât mai repede acești bani. Dacă exista această grevă și presupunând că el nu s-a fi depus, atunci toată opinia publică nu mai era alături de noi și se invoca faptul că noi, practic, am fost niște oportuniști. Nu suntem în momentul acesta și dorim ca acești bani să ajungă cât mai repede în țara noastră.